ziua! Numele meu este Sara Naomi Azoicăi. Sunt elev în clasa 10 la Liceul de Arte Plastice din Timișoara, iar astăzi sunt jurnalist la Știri pentru Copii. L-am alături de mine pe domnul Cristian Sida, unul dintre cei mai cool artiști români contemporani, dar și cadru didactic universitar. Ce înseamnă pentru dumneavoastră cariera de artist? Cariera de artist e un drum foarte lung, care nu se termină niciodată. Și încă și eu mai caut întrebări la răspunsul ăsta, dacă vrei să fiu sincer. Cariera înseamnă o experiență foarte lungă, ea poate să apară foarte repede sau poate să apară foarte târziu, se poate consuma foarte repede la vârsta copilăriei. Este un drum foarte lung, un drum foarte lung cariera de artist. Cum erați în copilărie? În copilărie, cred că eram așa cum era orice copil. Am început pe la 5 ani să desenez cai cu bunicul meu, făceam tot felul de oameni de zăpadă care călăreau, care aveau o mătură în loc de mână. Deci tipul ăla de reprezentare așa ludică, specifică oricărui copil, ulterior m-am dat seama că asta îmi place să fac. La ce vor să ați realizat că chiar aveți talent? Talentul cred că alții l-au descoperit, revin așa în recurs. Pe la 5 ani însă, de adevărat, mi-am dat seama că aș putea fi talentat pe la 12 ani când am început să studiez serios pictură. Familia dumneavoastră a fost de acord sau dorea să aveți o altă meserie pe viitor? Păi eu nu am fost neapărat de acord, pentru că îmi plăcea mult mai mult pianul și azi îmi place pianul mai mult. Chiar e pe, muzica e pe primul loc, dacă să te surprindă cam asta. Însă mama mea m-a dat la liceu de artă din Timișoara și atunci sigur că a fost opțiunea ei. Că la ora aia lucram în Aradu, nu era liceu de artă, și atunci am venit în Timișoara. La 12 ani, dar să spunea că la 12 ani am dat seama că n-am un control cu să fac asta. Când v-ați dat seama că a face artă nu este doar o pasiune, ci un stil de viață? Da, păi aș spune că tot atunci, revin la 1986, când mi-am dat seama că am intrat într-un domeniu foarte serios. Și chiar dacă și nu mai puteam să dau înapoi, pentru că eram prea îndoctrinat, să zic așa, cu virusul ăsta, de tot al picturii, că arte mult spus. Arte mult spus, că suntem departe cu arta, mai ales aici în oraș. Ce înseamnă să aveți inspirație? Cum vine inspirația? Da, păi inspirația nu vine niciodată atunci când o aștepți. Așa cum nici norocul nu vine când... Nici nu trebuie să o caut, cum spunea Picasso, eu nu caut, eu găsesc. Inspirația o găsești ori în natură, ori în experiențele tale personale, în biografia ta personală, subiectivă. Ce v-a motivat să ajungeți atât de departe în lumea artei? Păi munca, în primul rând munca și pasiunea. Munca și pasiunea și să știi că pictura poate să reprezinte și o terapie la problemele prezentului, la problemele sociale, la problemele personale. Vă spune că e... Ca să și citesc pe Leonardo, până la urmă e multă muncă și puțin talent. Talentați sunt foarte mulți. Cum decurge o zi din viața dumneavoastră? Cât timp stați în atelier? Stau așa cum stă orice muncitor angajat la stat. 8 ore. Da? Ziua mea decurge de la 9 dimineața de la facultate, văd studenții 2-3 ore, iar după ora prânzului stau în atelier atât cât îmi permite lumina, energia. În general stau 8 ore. De la 12 la 8 seara. Sunteți și cadru didactic, ați urmat liceul de arte, ați făcut și facultatea de asemenea pe acest domeniu. Ce ați schimbat în învățământul artei? Tot a schimbat. Însă schimbarea, mă tem că e o problemă utopică, pentru că noi suntem dependenți de sistemul european, cu sistemul Bologna, și eu sunt foarte nemulțumit de că sistemul de învățământ a trecut la 3 ani de licență, plus 2 master de doctorat, însă aici nu e vina nici a profesorilor, nici a studenților. Suntem într-un sistem social, cultural, educativ, așa vin banii pentru învățământ, așa e structurat învățământ, deci mă tem că eu n-am cum să schimb decât să încerc să recuperez cu studenții și să fac tot ceea ce se făcea înainte, în cei 6 ani când se studia. Ce mesaj aveți pentru tinerii artiști aflați la început de drum? Păi, mesajul meu ar fi foarte simplu, să încerce să se folosească cât mai puțin de toate gadgeturile astea de tehnologie, pentru că astea îți fură imaginația, te fascinează, și să încerce să deseneze cu bucurie cât mai mult, să picteze
și ulterior să folosească de instrumentele tehnologiei atunci când au nevoie neapărat de ele, cum ar fi aparate foto, smartphone. Pentru că acum este tendința asta numerică, digitală, care domină alta și din cauza asta avem rezultate pe mezele orașului și în arta internațională, mai ales în Franța, unde cunosc domeniul. Se merge mult pe un discurs efemer, de multe ori foarte glumeț așa și se chiar încearcă, chiar aici din sala asta, să îngroape pictura și eu nu o să-i las. Și mi-ar plăcea ca voi, care veniți din urmă, să mă ajutați să fac lucrul ăsta. Sunteți printre cei mai bine cotați artiști. Ce înseamnă să fii bine cotat? Nu știu dacă sunt printre cei mai bine cotați, pentru că sunt artiști, într-adevăr, care vând la prețuri chiar neverosimile și piața face alta, din păcate, nu alta domină, nu alta dictează trendul pieței. Ca să fii bine, dar aș fi bine cotat, aș spune că dacă muncești mult, foarte mult, și te informezi și călătorești, vrând nevrând ajungi la un rezultat și poți să trăiești din artă. Ca să trăiești din artă înseamnă să sacrifici tot timpul meseriei de pictor, că nu-mi place cuvântul artist, și să-ți respecti programul de... Ești ca și cum mersul la biserică, mersul la slujbă. Trebuie să crezi, să fii pasionat și să muncești. Și atunci, sigur că și recompensa financiară vine, însă nu trebuie să fie un țel, un scop în sine. Pentru că atunci nu vei reuși. Deci, credeți dumneavoastră că se câștigă bine din artă în zilele noastre? Sunt unii care câștigă și cu precădere cei care sunt abonați la sistemele arte contemporane câștigă bine din proiecte, iar pictorii care încă mai pictează, da, cu ulei, da, câștigă bine din artă, însă nu știu dacă Timișoara, adică nu văd un viitor atât timp cât situația economică din România e atât de tristă. Trebuie pompați bani în artă și statul face exact pe dos, mai ales în perioada asta. Exact pe dos. În fața catedrei sau în fața instrumentelor de pictat? Unde vă simțiți mai bine? În fața instrumentelor de pictat, pentru că dacă nu te simți bine în fața instrumentelor de pictat, nu o să ai nici ce să le spui la studenți la catedră. Pentru că tu înveți din greșelile tale și faci așa fel încât să-i înveți pe studenți să vadă ce în jurul lor, să știe să identifice o posibilă sursă de inspirație. Sigur că la catedră face plăcere, nu așa cum o făcea înainte, când învățământul era criminalmente artistic și bazat pe studiu și pe documentare. Acum, sigur că tuturor ne-e mult mai greu, mai sunt perioada asta când totul desfășoară online. În final, am dorit să transmiteți un mesaj tuturor copiilor care se uită la știri pentru copii și care unii dintre ei poate chiar vor să devină artiști. Eu le doresc să se bucure și să, mai ales în perioada asta, să-și folosească imaginația. E un foarte bun regaz și o foarte bună pauză de a te deconecta de social și de problemele de la școală și să stea să deseneze cu bucurie. Și sper că peste câțiva ani să-i putem primi printre rândurile studenților noștri de la Facultatea de Arte. Vă mulțumim! Și eu îți mulțumesc și îți doresc succes mai departe. Acesta a fost interviul nostru de astăzi. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Să nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să dați like și share în continuare. Vă mulțumim pentru atenție!